Ziua porților deschise la rezervația arheologică de la Târg Șorul Vechi. Evenimentul a fost organizat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, în colaborare cu Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române. Așa cum era de așteptat, sute de pasionați de istorie au vizitat rezervația. A fost prezentată și o expoziție fotodocumentară, dar a fost organizat și un proiect intitulat Arheologia pentru copii, cu principalul scop înțelegerea trecutului de către tânăra generație. Când într-un tratat comercial dintre Țara Românească și Brașoveni, se amintește Târșorul ca și loc de vamă, unde se plătea un pește de car. Comerțul, probabil unul dintre produsele importante care treceau prin Târșor, dinspre bălțile Ialomiței și Brăilei, spre Transilvania, era peștele. Dar la Târșor au existat și, în afară de negustori, și foarte mulți meșteșugari și a existat un schimb intens între târgul medieval de la Târșor și alte orașe din Țara Românească, dar și din Transilvania. Negustorii de la Târșor fiind principalii furnizori de produse provenind din Brașov pentru Țara Românească. La Târșorul Vechi avem cea mai mare concentrare de așezări umane, începând din Paleoliticul Superior și până în perioada medievală, cu un târg medieval care a fost în secolul 14 și al, în secolul 14 și al 15 a fost al doilea târg, al doilea oraș al țării românești după capitală, după Târgoviște, ca importanță economică. Negustorii de la Târșor având relații foarte bune comerciale cu brașovenii, un oraș care s-a dezvoltat în jurul unei curs domnești. Practic, la Târg Șorul Vechi, de peste 50 de ani, arheologii nu contenesc în a scoate la lumina zilei urme ale celor care au trăit în epocile din Paleoliticul Superior și până în secolul al XIX-lea. Există cea mai mare și spectaculoasă necropolă de secol IV, aparținând culturii Sântana de Mureș-Cernahov din Muntenia, aproape 500 de morminte cercetate, dar și multe alte așezări preistorice, de epoca bronzului, neolitic, perioadă dacică. De aceea, noi considerăm că este unul dintre cele mai importante situri arheologice prin această concentrare într-un perimetru destul de restrâns. Este unul dintre șantierele în care se cercetează de 60 de ani și vestigiile descoperite aici sunt impresionante pentru istoria acestei regiuni și a țării. Anual veniți aici la anual și nu numai la Ziua Porților Deschise, ci pentru cercetări în fiecare an. Avem o campanie de săpături arheologice împreună cu Muzeul Județean Prahova. Vizita însă pe șantierul arheologic i-a fascinat pe cei mici. Ce ai descoperit? Zicem, o cană. Și cum a fost? Ai simțit bine că ai descoperit? Da. E prima dată când vii aici? Nu. E un vas? Ce crezi tu că se ține în vas? Comori. Comori? Comori. Ai mai fost până acum aici pe săpătură? Da? Și îți place? Ziua porților deschise la rezervația arheologică de la Târg Șorul Vechi se află la cea de-a treia ediție.